Salutare și bine v-am găsit la episodul 27 din B-Vlog. Eu mă numesc Nemirel, iar astăzi vă voi vorbi despre condițiile de cazare la Arcoare și viitor locatar ai caselor cu bar la intrare. Haterul de săptămâna aceasta este PC Expert The Killer, care spune: de ce nu sunt ales nici? Stai mă, nu ăsta era haterul, am zis că pe el nu-l punem niciodată. Da, haterul săptămânii este K Grapping Games, care spune: bă, Cătălin Furtuna, vezi că-ți dau bani. Și ai grijă că pun toate gangurile pe tine, să moară familia mea. Scuze cătă, din greșeală, nu trebuia să rezist să-mi dea bani, a fost o greșeală. Băiu, Google apă pe In Games. Chibritul este format din trei părți, partea de sus a chibritului, partea de mijloc a chibritului și partea de jos a chibritului. Partea de sus a chibritului este formată din trei părți, partea de sus a părții de sus a chibritului, partea de mijloc a părții de sus a chibritului și partea de jos a părții de sus a chibritului. Partea de mijloc a chibritului este formată din partea de sus a părții de mijloc a chibritului. Bă, opriți-l mă. Partea de mijloc a părții de mijloc a chibritului, partea de jos a părții de mijloc a chibritului. Partea de jos a chibritului este formată din partea de sus a părții de jos a chibritului. Tu. Viața în pușcărie. Dacă imaginile de mai sus vi se par cunoscute, înseamnă că voi și legea aveți păreri diferite. Vă voi spune despre cei care își fac veacul prin celulele de acolo. Întâi și întâi, cel mai frecvent pușcăriaș de pe serverele noastre este cel AFK. E AFK, doar nu vă aștepta să facă ceva. Un alt tip de pușcăriaș este cel bătăuș, acela care se crede masculul alfa, zmeul zmeilor, S-ul din dolar, E-ul din euro, acela care bate deținuții, polițiștii, gratile, moleculele de oxigen din împrejurim, nu îi scapă nimic. Nu mai vrem poliție, nu vrem nici justiție, lasă-mă să ies afară, n-am fost eu, era o cioară. Un deținut foarte important. Deținutul care protestează. Acela care începe să strige să-i dai drumul încă dinainte să-l aresteze. Cea mai proastă meserie este în jandarmerie. În cele din urmă avem pușcăriașul vorbitor. Și prin vorbitor mă refer la faptul că face spam cu înjurături. Pentru el, limba română are puține cuvinte. Cele mai dese fiind... dar și altele de genul ăsta. Este acela care spamează chiar dacă este singur în toată pușcăria. Dar continuă și după ce iese. La fel, chiar dacă este singur pe o rază de 10 km. Gură ăla, Mirel ăla, mă, pe Gameș, pe... mă bag el pe mine în pușcărie, mă, păi n-ai văzut, mă, ce față are și cămașa aia lui roșie și pantalonii aia, bă, cine, mă, ferul ăsta, vine el după mine, păi nu mă duc eu cu măsta și cu tot neamul măsii să vină, mă bag el pe mine în pușcărie, păi nu știu unde stă, mă, și... Și că tot vorbeam de pușcăriași, viața de mafiot este și așa destul de grea. Dacă până acum trebuia să ai grijă să nu te deranjeze nimeni la orele de oră și să filmezi codații, de acum trebuie să ai mai multă grijă la cât de des mori. Cu ultimul update al regulilor gangurilor, pedepsele pentru mafioții care mor prea mult la oră sunt motivaționale. Să fiu mai exact, cei care scot scorul de minus 5 la oră vor plăti o amendă de 5.000 de dolari, cei care scot un scor de minus 10 la oră, 7.000 de dolari, iar aceia care scot un scor mai mic de minus 15 vor primi direct faction oro. În cazul în care nu plătiți aceste amenzi, veți primi de asemenea faction oro. Cu alte cuvinte, mafioților, atenție cum trageți la oră, dar evitați să folosiți coduri. Nu de alta, dar banat nu mai poți nici măcar să iei faction oro. Aplicația săptămânii. Aplicantul de săptămâna aceasta este Mr. Alex BM, care la planurile sale de viitor spune: planurile mele de viitor ca jucător sunt să-mi achiziționez o casă mare și frumoasă, de tip Bullet sau Infernus. Se pare că al nostru Alex BM dorește ca pe viitor să locuiască într-o mașină. Deși într-un fel sună destul de poetic, un stil de viață liber, să călătorești, să te oprești unde vrei. Iar dacă îți place mult locul respectiv, poți sta acolo cât vrei. Într-adevăr frumos. Așa că, Alex BM, în cazul în care te hotărăști să te căsătorești, îți urăm mașina de viață. Auzi mă, Mirele, dacă am nevoie la baie, unde mă duc?
Cam atât și cu episodul de astăzi. Nu uitați să aveți grijă ce faceți prin pușcărie, pentru că nu știți ce coleg de celulă găsiți. Și ce săpun folosește. Până data viitoare, așteptăm în continuare propunerile și hate-urile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Ne revedem episodul următor.